Bună ziua tuturor! Astăzi voi folosi niște cărți un pic mai atipice decât cele cu care deja v-ați obișnuit. Nu știu dacă ați mai văzut aceste cărți sau nu și la alte persoane, dar o să încerc să le folosesc și o să vă rog să vă lăsați și voi în comentarii dacă vă plac aceste cărți sau nu, dacă vă inspiră sau nu, dacă vă amuză sau nu, da? Pentru că sunt cărți legate de ceea ce ține de iubire între el și ea și când mă refer la acest lucru, mă refer și la partea ascunsă, nu doar la partea știută. Și voi, bineînțeles că vă puteți amuza pe acest... Este un videoclip mai mult pe amuzament. Dar să vedem totuși ce vor să ne spună cărțile. Haideți să vedem. Să începem cu ce este mintea persoanei la care voi vă gândiți în acest moment. O mini-vacanță acasă. Oare această persoană e plecată? Maraton de filme pe tot weekendul. Gândește bine această persoană. Hai să vedem ce mai gândește. O zi de da, adică indiferent ce întrebare vă pune, voi trebuie să răspundeți cu da. Această persoană se gândește că a greșit față de voi și spune, se întreabă dacă este iertat sau iertată și mai zice, azi sunt răsfățat sau răsfățată în duș, deci își dorește și astfel de lucruri. Hai să vedem ce spune subconștientul acestei persoane. O escapadă de weekend, deci această persoană își dorește să vină la voi. Oare unde este această persoană? Hai să vedem. Un somn de după amiază neîntrerupt. Se pare că este o persoană destul de liniștită. De ce? Pentru că văd că nu-mi iasă cărți de ochiate, cu toate că acest pachet are și răspunsuri mai de ochiate. Dar se pare că totuși persoana voastră, din acest punct de vedere, este o persoană destul de liniștită. A venit și Mauzi, n-a mai fost de mult la cărți, dar să sperăm că totuși ne lasă, da? Mauzi, tu stai aici, frumos, și noi facem cărțile, bine? A, te baști, bine. Hai, stai unde vrei tu. Bun, hai să extragem și alte cărți, să vedem. Ia uite că totuși această persoană, într-adevăr, are și gânduri ascunse, adică sex și ciocolată. Un dans sexy în poale. Subconștientul acestei persoane se pare că totuși este și o zi fără emoții negative. Da? Deci această persoană la care voi v-ați gândit când ați ales această variantă, se pare că gândurile sale sunt la voi și pare o persoană destul de liniștită până în acest moment. Dar hai să vedem care sunt intențiile acestei persoane în legătură cu voi pe mai departe. Hai să vedem dacă se gândește ce să facă pe mai departe în legătură cu voi. O zi offline împreună. Adică probabil să stați împreună în casă, dar fără telefon. Cred că partea asta cu telefoane vă cam afectează. Să faci o treabă casnică în locul meu, da? În locul lui. Își dorește, indiferent, chiar dacă este bărbat, își dorește să fie surprins cu flori. O aventură de după amiază. Da? Deci sunt lucruri pe care această persoană își dorește. Dar hai să vedem dacă reușim să aflăm ce lucruri își dorește concret. Hai să vedem ce lucruri își dorește concret această persoană. Să ieșiți la o înghețată. Petrecem o seară planificându-ne viitorul împreună. Totuși este o persoană destul de romantică, pare. Micul dejun în pat mâine dimineață. Mă seduci prin dans. Încerc să vă arăt cărțile de Mauzi și nu prea pot să vi le arăt pe toate, dar mai spune
M-auzi, nu-ți place cartea? Facem un cocktail party pentru noi doi. Da? Deci, se pare că această persoană totuși se gândește la anumite lucruri în legătură cu voi, dar se pare că pare o persoană destul de liniștită, pare cel puțin gândurile acestei persoane în acest moment, pe ziua de astăzi, sunt destul de liniștite. Dar, așa cum am spus, din acest pachet de cărți putem afla și alte gânduri și o să vă și explic de ce. O să vă arăt două cărți din pachet ca să vă dați seama de ce am spus acest lucru, pentru că, într-adevăr, există și cărți de genul Sex cu cătușele și legat la ochi sau Eu voi fi 6, tu vei fi 9 sau 1,69, da? Deci, de asta spuneam că de această dată, pe ziua de astăzi, totuși au ieșit cărți destul de liniștite, adică această persoană astăzi este mai liniștit. Dar o să încerc cu aceste cărți să vedem și pe zilele următoare gândurile persoanei. Poate mâine și le schimbă, cine știe. Da? Sper că v-a plăcut acest videoclip și, așa cum am spus, o să vă rog să lăsați în comentarii dacă v-a plăcut sau nu. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!